Garanția statului va acoperi jumătate din valoarea creditului acordat în cadrul programului. Cele care depășesc acest nivel nu se califică. În afară de dobânda preferențială, avansul va fi și el între 5% pentru persoanele între 18 și 35 de ani și 10% pentru cei peste 36 de ani, la jumătate față de nivelurile practicate acum pe piață. După ce autoritățile au introdus un comision de risc de 1% din valoarea garantată și au scurtat perioada de rambursare de la 7 ani, cât era în proiectul inițial, la 5 ani, s-ar putea să scadă însă interesul potențialilor clienți pentru credite de tip prima mașină. Astfel, costurile suplimentare ajung la 1.500 de lei, mai mult decât rata pentru un credit de 59.000 de lei. Pentru comparație, diferența de rată lunară între un credit de aproape 60.000 de lei contractat prin prima mașină și cel mai ieftin credit auto de pe piață este de aproximativ 73 de lei. Pentru acest program, în 2015, guvernul a stabilit un plafon de 350 de milioane de lei, cu care, în funcție de valoarea mașinii, ar putea fi garantate până la 15.000 de credite.